Lingerie. Lingerie. Dacă n-ați înțeles până acum, acest clip este despre lingerie. O să vă iau alături de mine la Salonul Internațional de Lingerie de la Paris. O să vă arăt ce Dumnezeu se întâmplă aici. O să vă spun un mic secret. Aici se dă tonul în tot ceea ce privește lingeria și chestii sexy de dormitor. Jolidon împlinește 25 de ani sezonul acesta, iar eu împlinesc 7 ani alături de ei. Oh my God, unde a trecut timpul? Habar nu am. Sper să urmăriți în continuare acest vlog și să vă placă mult, 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 mult ce vedeți. Să epuizăm cât mai multe obiective turistice, ca să zic așa. Exact. Îmi place întotdeauna să vin aici și noaptea e chiar mai frumos decât ziua, pentru că ziua sunt foarte mulți turiști și nimic nu se compară cu sentimentul acela când ești chiar sub el și se aprind toate luminițele. E ceva... mi se face pielea de găină numai când mă gândesc. Ziua 3 și am vrut să vă arăt produsul meu preferat de astăzi. Este vorba de acest body dintr-o mătase super, super fină și cu niște inserții de dantelă. Îmi place foarte mult ca piesă outwear. Eu am această chestie cu produsele versatile. Vreau să le cumpăr, vreau să le port în dormitor, dar vreau să le port și, nu știu, la o cină, de exemplu. Văd treaba asta la o cină, mai ales cu o fustă înaltă până aici. E foarte plăcut la atingere și dacă nu ai ști că este o piesă de lingerie, ar putea trece cu succes, nu știu, ca o piesă de zi cu zi. Acum că târgul se încheie, vreau să profit de ocazie că standul nostru este puțin mai aerizit, ca să zic așa, și vreau să vă arăt câteva dintre produsele mele preferate. Produsul vedetă în acest sezon a fost acest body de dantelă, care este foarte, foarte sexy și foarte prețios. Unul din
dintre produsele solicitate de clienții noștri în acest sezon a fost acest body. Bine, adevărul e că și pe noi se așează foarte bine. Ea are varianta cu cupe și cu talie înaltă, dar acest body are aici niște sârme care ridică sânii și se așează atât de frumos, indiferent că porți cupa C sau D și ai nevoie de susținere, indiferent că ai un sân mai micuț ca mine și are efectul acela de push-up, e o piesă absolut superbă și a fost foarte, foarte apreciată. S-a terminat târgul și s-a terminat cu bine pentru toată lumea. Noi am rezistat eroi, iar cei de la Jolly Don sunt foarte mulțumiți pentru că mulți distribuitori, multe magazine au venit, au văzut colecția, au apreciat-o și noi ne bucurăm că am contribuit un pic la povestea asta pentru încă un an. It is, woo! Paris, here we come! Brusc mi-am amintit cât de greu se ajunge la Sacre Cœur. Deja mi-e rău. Come on baby, light my fire. Vino, băbușica. Știi, e incredibil, este cred că unul dintre locurile mele preferate aici în Paris. View-ul ăsta de la Sacre Cœur, oh! Am lacrimi! Nu știu cum se face, dar suntem în super grafic, ne-am descurcat de minune, ne-am orientat. Leu, aia e coada la care stăm! Retrag, suntem în super delay. Nu va ajunge niciodată să vedem pe Mango! Pe noi mi-am pierdut-o pentru că ea vrea să vadă Louvre și eu am zis că nu mă duc la Louvre pentru că ar fi așa pe repede înainte. Am exact 10 minute până pierd rezervarea. Nu știu de ce trebuie să iei bilete așa pe ore, pe... Habar n-am înțeles, dar aseară când căutam exact adresa unde e toată povestea asta cu Yves Saint Laurent, nu mă văd că... Close. Vreau, no, vreau să ajung. Hai să vedem ce reușesc să fac. Picioarele astea mele lungi ar trebui să mă ajute acum să fac un bulevard jumate pe jos. Primi la Domnule. De la muzeul de la Yves Saint Laurent. Un bilet a costat 11 euro. Este foarte aproape de Arcul de Triumf, deci se ajunge ușor. Sper că v-a plăcut călătoria prin Paris cu mine și să mă urmăriți în continuare.